Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.311 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până astăzi, 4.127 de persoane diagnosticate au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu noul coronavirus este de 7.027. Dintre acestea, 467 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.066 de 1860 de teste. Dintre acestea, 24.939 au fost efectuate în ultimele 24 de ore.